Thank you.
Thank you.
continuare muzica și versurile care ne înfățișează visele de iubire și de libertate pe care eroul nostru, Egmont, le trăiește flăcărat între agonie și extaz în adâncul închisorii. Egmont. Egmont, cel curat, cel bun, cel viteaz. Contele Egmont este eroul lui Johann Wolfgang von Goethe, eroul olandez al luptei pentru independență, eroul care refuză să trădeze idealurile sale de libertate, chiar dacă asta îi va precipita căderea. Iubita lui își va lua viața pentru că nu reușește să-l scape de moarte. La rândul lui, Egmont va muri în adâncurile închisorii și martiriul său se transformă într-o chemare la lupta de independență, într-o victorie asupra opresiunii. Egmont. Un moment fericit în istoria culturii. O întâlnire a doi titani care a dat naștere unei capodopere. Beethoven vibrează profund, atins de tragedia scrisă de Goethe și compune muzica ce va însoți reprezentația de teatru. Cei doi creatori, poetul și muzicianul, își dau mâna pentru a ridica sufletele spre idealul parcă de mult scufundate în uitare. Goethe și Beethoven revine pentru noi eroul ce stă neclintit în fața destinului. Un suflet curat care luminează peste secole. Un bol al luminii în fața genunii din sufletul negru al tiraniei. Thank you.
Thank you.
haide că un general harnic și ambițios, care nu ascultă de rațiune, ar putea turna la mitul nobilii, burghezii și cu țărani. Și de aceea îl trimite cu armată puternică pe ducele de apă. Thank you.
Așa cum un copil cuprins de ușarcă se bucură de somnul odihnitor, așa se întinde cel obosit în fața porții unde se dăzbrăiește moartea, spre a se odihni adânc, ca înaintea unui drum prea lung. Încă ceva, cunosc o fată, să nu o disprețuiești ca acosta mea. Acum că ți-o încredințez, am să mor liniștit. Zidul se deschide.
aduceți pe toți, strângeți rândurile, nu mă înspăimântați. Sunt obișnuit să stau în fața sulițelor, înfruntând alte sulițe. Te înconjoară dușmanii din toate părțile. Săbile sclipesc, prieteni în curaj. În spatele vostru stau părinți, femeii,